Iar între timp, în Gaza a intrat un al treilea convoi cu ajutoare. Potrivit ONU, 20 de camioane au trecut prin punctul de frontieră de la Rafah dintre Egipt și Gaza. Numărul camioanelor care au pătruns de sâmbătă până în acest moment pe teritoriul palestinian a ajuns la 54. Criza umanitară din Gaza se acutizează așadar de la o zi la alta, de la o oră la alta, iar oficialii ONU anunță că ajutoarele care trec granița sunt departe de a fi suficiente pentru nevoile sutelor de mii de oameni care și-au părăsit locuințele din nordul teritoriului. Andreea Cigole are detalii, așa că ascultăm. Bun găsit! Organizația Națiunilor Unite afirmă că este nevoie de cel puțin 100 de camioane pe zi pentru a asigura nevoile de bază ale celor 2,4 milioane de locuitori din Gaza. Asta în timp ce bombardamentele israeliene masive declanșate de atacul Hamas continuă și sunt soldate deja cu mii de morți. Lucrătorii umanitari au declarat că este nevoie de mult mai mult ajutor pentru a face față crizei umanitare din Gaza, unde aproape jumătate dintre locuitorii teritoriului și-au părăsit casele. Agenția Umanitară a ONU a declarat că un singur convoi a transportat sâmbătă aproximativ 4% din importurile dintr-o zi obișnuită înainte de război și o fracțiune din ceea ce este necesar după 13 zile de asediu complet. Armata israeliană a declarat că situația umanitară este sub control, chiar dacă ONU a cerut intrarea a 100 de camioane pe zi. Israelul și-a repetat apelurile pentru ca oamenii să părăsească nordul Gaza, inclusiv prin aruncarea de pliante în aer. De asemenea, a estimat că aproape 700.000 de persoane au fugit deja din Gaza, dar sute de mii au rămas. Acest lucru ar crește riscul de pierderi masive de vieți omenești în rândul civililor în orice ofensivă terestră. Până acum, doar un al treilea convoi de camioane cu ajutoare a intrat luni în punctul de trecere Rafah din Egipt cu destinația Fâșia Gaza. Livrările de ajutoare prin Rafah au început sâmbătă.